Iată-ne în această seară, în casa Domnului, acum la mijlocul săptămânii. Este un mare har să venim în casa Domnului la mijlocul săptămânii și să slăvim numele Domnului, pentru că până aici El a fost cu noi. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. El ne-a dat sănătate, ne-a dat viață, ne-a dat mișcare și în seara aceasta suntem aici să-I mulțumim din toată inima. Ascultați ce spune Psalmul 46, începând cu versetul 10, spune: opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. E un mare lucru să ne știm opri cât de des putem. Acum, la sfârșitul săptămânii, dacă vreți. Să ne oprim din alergările noastre, din drumurile noastre și să dăruim Domnului câtva timp din viața pe care El, de fapt, ne-a dat-o. Să ne oprim și să știm și să realizăm încă o dată că El este Dumnezeu. Dumnezeu peste tot universul, Dumnezeu peste tot ceea ce suntem noi, peste tot ceea ce avem noi, peste toate realizările noastre, El este Dumnezeu, slăvit să-I fie numele. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. În seara aceasta, frați și surori, haideți să facem o rugăciune acum la început și să-I mulțumim. El merită toată slava. Rugăciunile noastre sunt prea mici și nu sunt destul pentru raportat cu ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Dar haideți să venim cu inimile deschise. Domnul apreciază cel mai mult inima omului când se deschide, când vine sincer înaintea Lui cu mulțumire. Așa cum stăm în picioare, să facem această rugăciune, să aducem mulțumirile noastre, să-I mulțumim pentru tot ce ne-a dăruit, așa cum stăm în picioare, ne rugăm. Amin.